Partidul Poporului Dan Diaconescu ar putea obține portofolii în guvernul condus de Victor Ponta. Asta în urma înțelegerii făcute săptămâna aceasta între conducerile PPDD și PSD. Anunțul a fost făcut astăzi la Botoșani de către președintele executiv al PSD, vicepremierul Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, PSD urmează să facă, alături de UNPR, PC și PPDD, o alianță anti-Băsescu care să contracareze alianța pro-Băsescu-PNL-PDL. Citez, zilele acestea urmează să lucrez cu secretarul general de la PPDD la un acord de colaborare și de susținere reciprocă PSD-PPDD în plan local, în plan parlamentar și să luăm în calcul foarte serios și în plan guvernamental, a afirmat Liviu Dragnea. El a adăugat că este luată în calcul la modul cel mai serios acordarea unor poziții în structura guvernamentală pe diverse paliere către PPDD. Liviu Dragnea a subliniat că decizia va fi luată după ce acordul de parteneriat va fi discutat de forurile de conducere ale celor două partide.